Oameni au fost arestați în Franța după ce au încercat să jefuiască o primărie dintr-un orășel din sudul țării. Polițiștii au fost alertați de un localnic care trecea prin zonă. Bărbații în vârstă de 30, respectiv 32 de ani, intraseră în incinta clădirii și încercau să încarce într-o mașină cât mai multe lucruri de valoare pe care le găsiseră în instituție. O patrulă de poliție a ajuns în scurt timp la fața locului și i-a prins în flagrant.